Invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor este domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație din nou. Vă mulțumesc și eu foarte mult, mă bucur că vă sunt din nou alături și îi salut cu această ocazie pe toți cei care ne urmăresc. Și mă bucur foarte mult să fiu într-o emisiune care se numește Puterea Știrilor, pentru că în viziunea mea puterea știrilor rezidă din adevărul lor. De aceea cred că vorbim despre știri importante și despre o viziune ancorată în adevăr, care e unul sanificator inclusiv în planul mediatic, să nu renunțăm la adevăr. Domnule Bănescu, aș vrea să începem discuția de astăzi cu ce mai așteptat moment și mă refer aici la referendumul pentru familie organizat pe 6 și 7 octombrie, am văzut că sunt două zile. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la acest referendum? Vă mulțumesc pentru formularea corectă, ca să spun așa, în primul rând, a întrebării. Acest referendum, într-adevăr, este pro-familie, dar nu este pentru redefinirea familiei, cum în mod eronat, din păcate, sistematic, deliberat, manipulatoriu, a apărut ca versiune în spațiul public. Prin acest referendum nu se urmărește în niciun fel vreo schimbare a noțiunii de familie sau vreo modificare a drepturilor care există astăzi pentru toți cetățenii români. Acest referendum are ca finalitate pură explicitarea limpede a conținutului noțiunii de căsătorie. Căsătoria fiind uniunea liber consimțită între un bărbat și o femeie. Această instituție venerabilă, perfect validă, fără niciun defect intrinsec, ca să spun așa, este o instituție care, în jurul României, în spațiul european, a fost și este asaltată din punct de vedere ideologic, în sensul că în anumite țări din Uniunea Europeană s-a operat o deschidere a acestei instituții în pofida istoriei sale foarte clare și riguros ancorate în rădăcinile ei, s-a operat o deschidere inclusiv spre un conținut nefiresc al ei. Adică ea este rezervată ca instituție, este o instituție civilă în primul rând, ea nu este o instituție religioasă. De aceea acest referendum nu are o conotație religioasă, cum s-a spus. Vorbim de căsătoria civilă care se oficiază în fața autorității publice. Așadar, referendumul acesta a devenit necesar pentru că instituția căsătoriei în anumite țări, în 16 la număr, aș adăuga pentru exactitate, a fost modificată și este accesibilă și persoanelor de același sex. În 14 țări din Europa a fost protejat conținutul căsătoriei în varianta lui genuină, ca să spun așa, și este rezervat unui bărbat și unei femei. Mai adaug un argument pentru care acest referendum este necesar. Pentru că în contextul actual al diversității, al traducerii unor lucruri în cheie ideologică, a așa ziselor drepturi pe care le revendică anumite minorități, a apărut și acest așa zis drept la căsătorie. Căsătoria nu reprezintă un drept. Într-o căsătorie intri prin vocație. Sunt persoane care nu vor să se căsătorească, sunt persoane care au vocația celibatului, dar sunt persoane care doresc să se căsătorească pentru a întemeia o familie cu perspectiva în cea mai largă majoritate de a avea copii și așa mai departe. Din această perspectivă, Constituția României din 1991, repet, 1991, când nicăieri în România nu se vorbea de o interpretare a cuvântului soți, conține actualmente acest cuvânt la plural și perfect interpretabil în viziunea unora de astăzi. Soț poate însemna un bărbat, două femei, poate însemna cinci persoane, nu se impune, ca să spun așa, niciun fel de graniță foarte precisă. Și de aceea este necesară armonizarea din punct de vedere juridic și mai ales a conținutului cu articolul din Codul Civil, care este unul foarte limpede. Dar este pregătită România pentru un astfel de referendum? Sunt convins că da, de vreme ce acest referendum a apărut în urma exprimării voinței a peste 3 milioane de oameni.
Nu toată lumea a avut timp să semneze. Vom vedea însă la referendum dacă acest număr va fi într-adevăr depășit și se va ajunge la numărul necesar de voturi, care înțeleg este de 5.600.000 sau 700.000. Eu cred că da, pentru că societatea românească este o societate, ca să spun așa, amprentată de conservatorismul creștin. Mentalitatea românească, care nu e o mentalitate retrogradă, atenție, a fi conservator din punct de vedere creștin, înseamnă a păstra fidelitatea față de niște valori care au vertebrat această societate. Și, repet, e cazul multor țări din Europa care doresc păstrarea în sensul ei genuin a conținutului noțiunii de căsătorie. Dar de ce două zile pentru acest referendum? De ce era nevoie de două zile pentru referendum? În primul rând, acest lucru l-a hotărât legiuitorul. Nu știu motivele care au stat la bază. Presupun că motivul principal este de a permite unui număr cât mai mare de oameni care pot fi blocați într-o anumită zi să participe. Evident, este această deschidere spre realizarea unui demers, spre atingerea finalității lui, a unui demers riguros democratic. Criticile la adresa referendumului, că n-ar fi democratic, că ar fi ofensator, că ar fi discriminatoriu, vă asigur că nu se susțin și putem vorbi oricând despre asta, pentru că finalitatea acestui referendum, dacă se va atinge, va fi doar limpezirea, repet, explicitarea unei noțiuni a căsătoriei. Nu vorbim de suprimarea dreptului nimănui. Nu este orientat împotriva unei minorități, împotriva unui drept al cuiva. Nu există un drept la căsătorie homosexuală. Chiar nu există. Deci nu se încalcă niciun drept. Iar cei care protestează împotriva acestui referendum în spațiul mediatic, o fac din rațiuni pur ideologice. Credeți că vor ieși românii la vot? Sau să vă întreb altfel, câți români credeți că vor ieși la vot la referendum? Eu cred, și când spun cred, înseamnă că și sper, că vor ieși în număr suficient de mare pentru ca acest referendum să treacă și să-și atingă finalitatea lui, care e o finalitate curată. Repet, o spun public de câte ori am ocazia și invit pe toți cei care sunt preocupați de tema referendumului să înțeleagă că finalitatea lui e una absolut pozitivă. Nu aduce atingere dreptului nimănui, nu modifică noțiunea de familie, cum s-a spus, nu are niciun fel de conotație politică. Cred că dorea să mă întrebați și asta. Urma. Referendumul acesta este organizat de autoritățile politice, locale, pentru că toate partidele, cu excepția unuia singur, au votat modificarea legii acesteia, modificarea constituțională și au aprobat, mai precis, legea referendumului. Din această rațiune, actualii guvernanți, care puteau fi alții, întâmplători sunt aceștia care sunt astăzi, aveau datoria și au datoria, au obligația civică, politică, de a organiza, repet, ducerea la bun sfârșit a unui demers apărut în mod absolut firesc în spațiul civic. Deci nu putem accepta ideea politizării unui asemenea demers. Oamenii care au semnat nu sunt politicienii. Politicienii au luat la cunoștință și au datoria, repet, să organizeze acest referendum. Dacă printre ei există persoane care vor să speculeze cumva lucrul acesta sau să politizeze tema, eu consider că ei comit o eroare și este lipsit de onestitate să politizezi o temă care ține de moralitatea publică și nu de politică. Spuneați și dumneavoastră, adineori, că mulți susțin ideea aceasta a boicotului când vorbim de referendum. Cum vede Biserica Ortodoxă Română acest lucru? Acest boicot lansat am văzut foarte mult în spațiul media, mai ales. Este un boicot al tăcerii. Majoritatea televiziunilor din România, dacă nu chiar toate, au ales să aștearnă tăcere asupra temei. Totuși, cu excepția televiziunii române, care săptămâna viitoare am înțeles că va
oferi timp pentru dezbateri pe tema respectivă și sper să se adauge și altele, pentru că e o temă de interes public. Mi se pare firesc, mass media slujește interesului public. Fiecare în spațiul public are însă viziuni diferite, de aceea putem să ne întâlnim, să dezbatem, e ceva firesc. Am vorbit despre un boicot al tăcerii pentru că am văzut multă și am observat multă tăcere asupra temei sau acolo unde nu este tăcere, am văzut, din păcate, încercare de manipulare, vorbindu-se în mod repetitiv despre referendumul pentru redefinirea familiei, ceea ce este o minciună autentică, pentru că este vorba de referendumul pentru limpezirea noțiunii de căsătorie, care nu are legătură cu familia. Repet, te poți căsători și poți să nu ai copii, poți să fii familie monoparentală, poți să fii familie provenită prin adopție. Există variații pe tema familiei. Toate aceste familii sunt egale în fața lui Hristos și a legiuitorului. Aceasta este viziunea bisericii. Și deci, repet, părerea mea personală și, evident, a instituției pe care o reprezint în legătură cu boicotul, consider că este o probă de lipsă de onestitate a alege să boicotezi dezbaterea pe o temă de interes public, așa cum este cea a referendumului. Care este relația pe care o are Biserica Ortodoxă Română cu Coaliția pentru Familie? Biserica Ortodoxă Română nu este deloc singură în această firească, în acest firesc dialog cu Coaliția pentru Familie. Toate bisericile creștine din România, aș spune că în mod foarte accentuat bisericile protestante, cultele neoprotestante, s-au implicat mult mai mult în sensul acesta în colaborarea cu Coaliția pentru Familie. Biserica Ortodoxă Română, deci ca și toate celelalte culte religioase din România, au sprijinit și sprijină la nivelul discursului public, cum fac și eu acum, acest demers civic. De ce îl sprijină? Pentru că finalitatea lui are un conținut care coincide cu viziunea creștină asupra căsătoriei. Pe de altă parte, aș mai adăuga că spațiul public conține ceea ce numim societate civilă. Societatea civilă autentică, într-o societate cum e cea românească, de exemplu, se regăsește în mod covârșitor în conținutul, ca să spun așa, civic al cultelor religioase. Societatea civilă nu este reprezentată în mod semnificativ de câteva ONG-uri, cum ne-am fost obișnuiți să înțelegem această noțiune, ci societatea civilă o constituie oamenii, persoanele libere, care în mod firesc aderă la un anumit cult religios, prin naștere, ulterior, evident, printr-o bună cunoaștere a viziunii creștine. Așadar, faptul că acest referendum a apărut din spațiul civil al societății noastre, este un lucru care a fost îmbrățișat apoi firesc de cultele religioase, de Biserica Ortodoxă Română, pentru că, repet, finalitatea lui e una care are ca scop unic și ultim, dacă se poate spune așa, păstrarea noțiunii de căsătorie în sensul ei autentic. Care este atitudinea Bisericii Ortodoxe Române față de credincioșii apartenenții minorității homosexuale? Îi ignoră sau îi tolerează? Dacă i-ar ignora, nu cred că este în ordine. Persoanele care au o anumită orientare sexuală, despre ele vorbim, nu? Sigur. Pot fi persoane care să adere în mod nemijlocit la participarea la servicii religioase. Homosexualitatea în viziunea creștină este fără îndoială un păcat. Un păcat printre altele. Nu vorbim despre păcatul acesta la modul singular. Dar în viziune creștină, homosexualitatea este un păcat. Diferența care trebuie operată cu necesitate este cea dintre păcat și persoană. Viziunea creștină este o viziune integratoare, adică Hristos ne cheamă pe toți și spune El, cei bolnavi au nevoie de doctor, nu cei sănătoși. Din perspectivă morală,
toți suntem suferinți. Unii mai mult, alții mai puțin, e un grad, ca să spun așa, de spiritualizare și în același timp de despiritualizare diferit în fiecare dintre noi. Persoanele acestea niciodată nu au fost rejectate de Biserica Ortodoxă și, din câte știu, nici de celelalte biserici. Fiecare persoană are dreptul la respect, are dreptul la îngăduință, noi toți avem acest drept, pentru că noi toți suntem foarte adesea în situația de a greși, de a fi, din punct de vedere moral, într-o cădere. Aproape permanent suntem într-o cădere morală. La întrebarea noastră răspund așadar, Biserica Ortodoxă, și nu numai, din câte știu eu, este deschisă oricărui om, indiferent de orientarea lui, pentru că spațiul bisericii e un spațiu al vindecării. Venim în biserică nu ca să ne uităm doar la icoanele din ea, ci venim pentru a începe acolo un demers de vindecare morală. Și eu cred că absolut oricine, indiferent de orientarea lui, trebuie să vină spre biserică. Venind spre biserică, intrând în biserică, cunoscând viziunea creștină, oricine va putea înțelege că miezul creștinismului este libertatea și iubirea. Dar suntem chemați, repet, să ne vindecăm moral. Homosexualitatea este, din această perspectivă, o cădere morală. Și nimeni nu trebuie să se simte lezat de asta. Eu însumi sunt căzut moral din anumite puncte de vedere. Oricine, nimeni dintre noi nu este fără de păcat. Dar, dacă vorbim de aceste persoane, eu transmit un mesaj cât pot de cald și de limpede, că aceste persoane nu trebuie jignite, nu trebuie ofensate de nimeni, acest referendum le asigur pe aceste persoane că nu este orientat împotriva lor, pentru că vorbim de instituția căsătoriei. Această instituție, în toată istoria ei milenară, a fost întotdeauna pentru un bărbat și o femeie. A cere să intri într-o asemenea instituție, nerespectând regulile care stau la baza ei, mi se pare un lucru nu doar neinspirat, ci și nedrept. Pentru că există instituții și instituții. Nu există un drept la căsătorie, cum spuneam. Există o vocație pentru asta și există rațiuni comunitare, sociale, culturale, evident religioase, pentru căsătorie, care este, cum s-a spus, fundamentul societății. Nu toți trebuie să intrăm în această instituție. Cei care intrăm, se presupune că avem această vocație. Pot să înțeleg din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră din aur, că Biserica Ortodoxă Română îi tolerează? Sau? Cuvântul toleranță are două fațete. Una care poate bucura, alta care poate jigni. A te simți tolerat, uneori este neconvenabil, ca să spun așa. Bineînțeles că Biserica Ortodoxă, având în centru mesajul lui Hristos, pledează pentru înțelegere, iertare, dar mai ales pentru pocăință. Pocăința înseamnă schimbarea modului nostru de a gândi, înseamnă a ne reorienta din punctul în care suntem și unde suntem în cădere cu toții din punct de vedere moral, a ne reorienta gândirea spre niște valori cu adevărat importante, cu adevărat vindecătoare. Acesta e mesajul creștin. La întrebarea dumneavoastră, evident, există îngăduință, dar există o permanentă chemare la îndreptare morală. Știm că mai sunt doar două luni până la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului. În ce stadiu se află acum această construcție? Acum, înainte cu două luni. În stadiul aproape final din ceea ce înseamnă faza la roșu. Pe 25 noiembrie este fixată Sfințirea Catedralei Naționale, care înseamnă, în primul rând, sfințirea altarului acestei Catedrale Naționale, care la data respectivă va fi o clădire gata la roșu, acoperită, închisă, cu uși, ferestre, cu altarul pregătit pentru oficierea în bune condiții și firești condiții a slujbelor religioase. Urmează ulterior zilele Sfințirii, în care oricine va putea să vină, să intre în catedrală, să vadă interiorul acestei extraordinare construcții care a fost ridicată
în memoria și spre cinstirea tuturor eroilor români din toate timpurile, pentru că, pe scurt, originea proiectului Catedralei Naționale o găsim în perioada imediat următoare războiului de independență din 1877, când s-a pus problema, inițial de către Mihai Eminescu însuși, într-un număr din ziarul Timpul în 1885, cred, în legătură cu necesitatea construirii unei catedrale ortodoxe. România nu avea o asemenea catedrală ortodoxă, toate țările ortodoxe au o catedrală, iar rațiunea ei fondatoare o constituie așadar cinstirea tuturor eroilor români, oamenii cărora le datorăm existența, iată, împlinim 100 de ani anul acesta, a statului român modern. Vorbim de milioanele de jertfe umane care constituie, să spun așa, fundamentul absolut venerabil a ceea ce numim România de astăzi. Fie că sunt eroi din primul război mondial, din al doilea război mondial, sau oameni care și-au pierdut viața în temnițele comunismului, toți mărturisindu-L pe Hristos, pentru că au crezut în niște valori. În aceste valori creștine, noi credem și astăzi. Și cei care credem în ele, inclusiv în familie și în căsătorie, considerăm că ei înșiși, acești eroi noștri, pot fi cinstiți și prin această catedrală națională care le este dedicată și prin păstrarea unei valori precum familia. Câți bani au fost donați până în prezent pentru această construcție? Până în acest moment au fost cheltuiți 102 milioane de euro. Pentru această fază foarte avansată, practic finală, din ceea ce înseamnă o clădire la roșu. Din acești bani, o mare parte, de fapt cea mai mare parte, a fost într-adevăr oferită de autoritățile statului. Contribuțiile credincioșilor sunt situate între 20 și 30% din această sumă. Restul sunt bani oferiți de stat. De ce? Se întreabă unii, poate. Deoarece relația dintre cultele religioase și stat în orice democrație autentică trebuie să fie una fertilă spre beneficiu reciproc. Cultele înseși ajută statul, statul ajută cultele pentru că ajută oameni, nu ajută niște persoane care formează, ca să spun așa, clerul din cultele respective. Această catedrală a fost ridicată și ca proiect de țară, pentru că, repet, ține de recuperarea memorială a istoriei acestor 100 de ani și este dedicată nu unei persoane, ci tuturor eroilor români. Care este cel mai mare donator? Cel mai mare donator, nu vă pot spune cine este, pentru că nu știu. Sunt oameni care și-au dorit cu rigoare păstrarea anonimatului. Pot da exemplu însă, un exemplu care a mișcat pe toată lumea, al unei femei în vârstă, care avea o pensie și mai trăiește de 500 de lei și care a donat o sumă foarte mare pentru ea, ca să spun așa. Este exemplificarea perfectă a acelei femei dintr-o parabolă pe care ne-o spune Iisus la un moment dat, femeia văduvă care dă ultimul ei bănuț la templu. Păstrând proporțiile, putem vorbi, iată, de cazuri de oameni sărmani care, din credință și pentru credință, fac asemenea gesturi frumoase. Ce înseamnă Catedrala Mântuirii Neamului pentru români în acest an centenar? În primul rând înseamnă singurul proiect rotunjit în memoria acestor 100 de ani. Este proiectul care punctează în modul cel mai frumos centenarul românesc. Nu avem altul. Ne-am fi dorit să avem în același timp, evident, și autostrăzi, ar fi fost extraordinar. Ne-am fi dorit să avem un sistem sanitar perfect funcțional. Ne dorim în continuare asta, dar niciodată nu trebuie puse în opoziție aceste lucruri, pentru că a construi o biserică nu înseamnă a nu construi autostrăzi. Opoziția aceasta între spitale, catedrale, oricum care tot o auzim, este o retorică, în primul rând,
defectă din punct de vedere gramatical, pentru că nu vorbim de mai multe catedrale, ci de una singură. Nu din cauza ridicării catedralei nu s-au construit autostrăzi în România ultimilor 28 de ani, ci din cauza unui flagel care are origini spirituale și care se numește corupție. Corupția are în primul rând rădăcină spirituală. Ori antidotul la corupție și la ideologia care corupe este credința creștină. Un creștin autentic nu poate fi un om corupt. De aceea îi îndemn pe toți cei care vor să reflecteze la tema aceasta cu cât mai multă credință, cu atât mai puțină corupție. Asta este limpede. Știu că există comentarii mereu răutăcioase în zona aceasta, dar vă asigur că cei mai mulți dintre preoți sunt oameni care își slujesc cu devotament și fidelitate și cinste biserica. Nu biserica este cea mai este instituția coruptă. Vorbim de o corupție, din păcate, aproape metastatică în spațiul românesc, pentru că a devenit un gest reflex să corupi sau să te lași corupt. E o mare problemă pe care statul român trebuie să o rezolve prin legi foarte riguroase, prin redresarea autorității. Noi suntem într-o criză enormă de autoritate în România. Autoritate respectabilă, din punct de vedere moral în primul rând, legi riguroase și aplicate constituie, cred, soluția, iar credința constituie antidotul cel mai profund la corupție și la foarte multe rele care ne înconjoară. Domnule Bănescu, pe final aș vrea să vă lansez o următoarea ipoteză. Dacă Biserica Ortodoxă Română ar avea, să spunem așa, puterea absolută asupra societății, cum ar trata ea problema homosexualității? În primul rând, întrebarea, sigur, sună foarte, foarte bine, dar Biserica, chiar dacă ar avea putere absolută, ceea ce n-a fost cazul niciodată, pentru că, ipotetic sigur vorbind, că da, sigur. Această putere a bisericii nu ar fi una opresivă sau nu ar fi niciodată una care să intre în coliziune cu rațiunile bisericii. Repet, centrul, miezul creștinismului îl constituie libertatea și iubirea. E marea taina libertății, în care se explică inclusiv problema răului existent, e marea taina iubirii. Biserica se raportează la starea de păcat a omului într-un mod matern, nu într-un mod autoritar. Autenticul mesaj creștin este un mesaj sanificator, este un mesaj care e transmis cu un singur scop, acela de a ne vindeca moral. Întrebarea dumneavoastră, repet, mă surprinde puțin, pentru că dacă biserica ar avea forță mai multă, ar însemna că această forță e de natură spirituală, niciodată de altă natură. Și forța noastră a tuturor ne vine din autoritatea morală pe care o avem sau nu o avem. Forța bisericii constă în autoritatea ei morală. Cu cât mai multă autoritate morală, în sensul că ne impune respect, cu atât mai multă influență asupra noastră. Și la nivel personal, dacă întâlnim pe cineva care ne impune moral, îl admirăm și, în general, suntem tentați să-i călcăm pe urme. Așadar, puterea morală a bisericii are ca sursă, bineînțeles, în primul rând, Evanghelia, mesajul lui Hristos. Biserica nu face decât să traducă și azi acest mesaj al lui Hristos pentru fiecare dintre noi. Un mesaj care, vă asigur, ne poate vindeca pe fiecare în parte, după măsura noastră, de tot ce constituie suferință morală în noi. Domnule Bănescu, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră și vă mai aștept cu dragă inimă pe la noi. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc.